într-o mică, mare pană de idei și neștiind ce să mai filmez, am zis să recurg la un subiect destul de popular aici pe YouTube, și anume Top X parfumuri pe viață, sau ceva de genul ăsta se numește clipul. Am văzut diverse variațiuni cu 10 parfumuri pe viață, 5 parfumuri, 20 de parfumuri, multe parfumuri. Eu, neavând atât de multe parfumuri în colecție, am zis să rămân la 5, așa să fiu mai drastică. Însă, n-am putut să mă abțin, evident, și mai am două sticluțe bonus la final. Așa, să fie, am trișat puțin la propriul meu clip, dar hai, fie. Și două dintre ele le știți, le cunoașteți, le-ați văzut la mine pe canal de 15 milioane de ori și nu cred că mai au nevoie de foarte multe, nu știu, laude și descrieri din partea mea. Însă, la unul, cel puțin, s-ar putea să fiți surprinse. Hai să începem! Dacă tot sunt doar 5 parfumuri, m-am gândit să aleg câte unul pe sezon slash anotimp, deși unul dintre anotimpuri nu e foarte bine reprezentat, și am să încep cu sezonul toamnă-iarnă, însă bate mai mult înspre iarnă. Și aici, poate știți deja, am ales prea iubitul meu Edict de la Dior. Nu avea cum să lipsească din acest top, pentru că el este în top acolo, pe primul loc, locul 1, numai 1, da? Edict este acolo. Îl iubesc. În continuare îl iubesc foarte mult, chiar dacă nu este aceeași formulare ca la început, chiar dacă a fost schimbat și reformulat, mie îmi place în continuare și este, deși mai sunt parfumuri care îmi dau senzația asta, dar ăsta cred că a fost primul parfum pe care l-am mirosit vreodată și mi-a dat senzația aia de bine, mă face să mă simt extrem de bine atunci când îl miros, când îl port, mă face să mă simt așa, parcă aș fi într-o continuă îmbrățișare protejată acolo, nu știu, asta îmi dă impresia. Este un parfum cald, vanilat, condimentat, eu simt scorțișoară în acest parfum, deși nu este listat în note. Este un parfum de Crăciun, într-adevăr, mă duce în zona aia de sărbători, însă îl pot purta tot timpul iernii, nu este problemă. Dar, odată cu venirea căldurii, să zicem, chiar și la 20 de grade, nu-l mai pot purta, nu-l mai simt așa cum trebuie, însă iarna este absolut, absolut minunat acest parfum și cred, sper, nu știu, că am să-l am mereu în colecție, sper din suflet să nu-l scoată vreodată din producție, că, nu știu, ceva, mă duc acolo peste Dior și fac dezastru, sper să nu dispară niciodată de la raft, că e grav, e foarte grav. Aici eu am o sticluță mică de 30 de ml, dar următoarea sigur va fi mai mare. Ca flacon nu pot să spun că mă dă pe spate neapărat, e destul de simplu, îmi place culoarea pentru că e un albastru de ăsta super închis, dar în rest nu mă impresionează foarte tare, nu e nici cea mai urâtă sticlă de parfum, cu siguranță nu intră în categoria aia. Este ok, să spunem că este ok, dar parfumul, mirosul este divin, divin, divin. Îmi vine să-l mănânc, să mi-l tor așa pe tot, pe mine, dar n-am să fac asta. Bun, am ajuns la primăvară, da, după iarnă vine primăvară, deși anul ăsta, da, ne-a cam lipsit. Și aici am două parfumuri, surprinzător, și unul dintre ele chiar o să fie surprinzător, nici eu nu m-am așteptat la asta, când m-am pus acolo în fața parfumurilor și mă gândeam, băi, ce aș alege eu pe viață, să spun așa, m-am îndreptat așa spre parfumul ăsta și a fost dubios, dar hai să trecem întâi la cel la care poate vă așteptați, pentru că l-am mai prezentat aici, și este Terre de Lumière L'Eau de la L'Occitane. Mi s-a pus pata pe parfumul ăsta cu vreo 2-3 ani, când l-au scos. Au scos Terre de Lumière și varianta asta, Terre de Lumière L'Eau. Am avut o mostră inițial, mi-a plăcut la nebunie, după care mi-am luat varianta full size și acum mai am o miniatură din el, mai am o variantă travel și la fel sper să nu-l scoată niciodată, deși L'Occitane mai are obiceiul ăsta să mai scoată parfumul din producție, sper să nu se întâmple la fel și cu ăsta. Este parfumul meu preferat pentru primăvară. Este un floral ușor condimentat, nu este un floral 100%, știți că nu-mi plac floralele 100% și ăsta nu e în categoria aia. Are acea notă condimentată, are ceva în plus care îl scoate din anonimat, are piper roz
și am observat că mi-mi plac parfumurile care conțin piper roz. După cum spuneam, este un floral condimentat, ușor înțepător, are bujor în compoziție și miroase foarte bine, are și boabe de ton ca la bază, are și mosc, deși nu pot să spun neapărat că simt prezența moscului. Și, în general, la parfumul ăsta nu pot să pun degetul pe o notă, zic, da, băi, simt asta. Se simte așa un tot unitar și e foarte, foarte fain pentru primăvară. V-am zis, nu este floralul acela banal, care miroase a flori și atât. Are ceva în plus. Este și parfumul pe care l-am purtat la cununie civilă, acum 2 ani jumate? Da, 2 ani jumătate, deși atunci era toamnă, era noiembrie, însă am vrut un parfum care să mă facă să mă simt specială, un parfum mai deosebit, pentru că nu multă lume are acest parfum, nu multă lume îl folosește și eram între Edict, bineînțeles, și acesta. Edict mi s-a părut parcă prea, nu știu, prea ducea în zona de sărbători, după cum am spus, cu acea scorțișoară. Și m-am gândit că ăsta ar merge mai bine pentru astfel de ocazie, pentru că este mai deosebit, mai diafan, este mai fin decât Edict. Al doilea parfum de primăvară pe care l-am ales este un parfum care mie nu mi-a plăcut aproape deloc, nu pot să spun că l-am urât, dar nu prea mi-a plăcut acum vreo, nu știu, 3-4 ani când l-am mirosit prima oară. Și este vorba despre micuțul Insolence de la Guerlain. De la a nu-mi plăcea, am ajuns la a-l include în top 5 pe viață. Nu știu cum s-a întâmplat chestia asta. Inițial mi se părea prea dulce. Și cam atât. Dulce și am zis că nu e pentru mine. După care aveam o mostră. Am lăsat-o acolo să stea mult și bine. Am amirosit-o după ceva timp și am zis că dar nu e chiar așa de rău. Hai să-i dau o șansă. L-am trecut pe listă, a mai trecut ceva timp până l-am luat. Când l-am luat eu era iarnă, era chiar decembrie. L-am purtat într-o zi, mirosea bine, dar parcă hai să aia, bine că am luat doar 30 ml, nu mă dă pe spate neapărat, dar e ok să fie acolo în colecție. Și apoi l-am purtat primăvara, pe o vreme mai prietenoasă. Și mi-a plăcut la nebunie cum se simțea pe pielea mea primăvara. În primul rând, nu se mai simțea atât de dulce. Era chiar un miros curățel, aș putea spune, curat, pudrat, dulceag undeva în zona aia, fără să fie grețos în vreun fel și persistența era foarte bună, a persistat aproape o zi întreagă pe mine, ceea ce e super ok. Îl simțeam foarte fain și în păr pentru că, na, aplicându-l pe gât și lăsându-mi părul desprins, se simțea și în păr foarte bine și mi se pare un parfum perfect pentru rochii. Asociez parfumul ăsta cu rochii, rochii așa flu-flu, care curg pe tine și tu alergând pe un câmp de, nu știu, flori ceva, mov, neapărat flori mov să fie, da? Ca să fim în ton cu parfumul. Este foarte fain. M-a cucerit cu totul dacă l-am inclus în acest top și acum am o stiluță mică și nici l-am zis că îmi ajunge. Acum nu știu ce să spun. Bine, n-am consumat foarte mult din el, într-adevăr, pentru că, na, am mai multe și tot le rotesc, dar, doamne, cât de fain e parfumul ăsta și cât de rău îmi pare că nu l-am luat mai de mult să mă bucur de el. Da, e ok și acum. Și poate că a început să-mi placă mai mult și pentru că am făcut o mică obsesie cu parfumurile pudrate în ultima perioadă și el fiind un parfum pudrat, adică e de acolo, de la mama lui, poate de asta mi-a ajuns mai tare la inimă. În orice caz, este un parfum de păstrat și îmi place că este un parfum deosebit. Eu n-am mai simțit mirosul ăsta la alt parfum. Și am mai mirosit parfumuri poate pudrate, cu iris, cu violetă, dar n-am mai simțit nimic în genul ăsta. Și dacă simți parfumul ăsta pe cineva, știi sigur ce este, adică nu poți să confunzi, bă, parcă seamănă cu ceva, dar parcă e altceva, nu, știi că este Insolence de la Guerlain. Bun, hai să trecem la vară. Doamne ajută să vină odată. Și pentru vară am ales un parfum sărat, cum altfel, notele sărate sunt obsesia mea pe timp de vară și poate, dacă auziți și știți sticla, știți și parfumul, și anume Humanity de la Thierry Mugler.
Știu, știu ce o să spuneți. Este mult prea dulce pentru vară. Și da, aș putea să spun că este destul de dulce, însă, din nou, atunci când îl aplic pe mine, pe pielea mea, nu mi se pare la fel de dulce, se simte mai mult nota sărată și mi se pare că merge perfect pentru vară, pentru că, evident, mă trimite cu gândul la mare, la soare și nu mai spun și continuarea, dacă știți piesa de acum 20 de ani. Da. Mă trimite cu gândul la mare, la valuri, la nota aia sărată pe care o simți în aer atunci când ești undeva pe litoral. Sticla mie, să știți că îmi place minus lanțul ăsta care face gălăgie și atârnă, dar această construcție metalică de aici, să știți că mi se pare interesantă, așa, e futuristică. E interesantă. Iar parfumul, la fel ca la Ansolans, e greu să nu recunoști parfumul ăsta, e greu să-l confunzi cu altceva, pentru că are un miros specific. E plin de smochine, m-am uitat și acum, înainte să filmez clipul pe note, ca să știu în mare ce și cum, și e plin de smochine, are smochine, adică fructul, are frunze de smochine, are nu știu ce smochine de nu știu care. Smochine la puterea a treia, să zicem, și caviar mai are în compoziție. Trebuie să-i țin lanțul ăsta cumva ca să nu facă gălăgie. Revenind la note, caviarul nu pot să spun că îl simt neapărat. Știu că pe anumite persoane fix nota asta de caviar, ușor metalică, ușor mirosind a pește, să spun așa, fix nota asta se simte. Eu nu simt nimic, niciun miros de pește, ceea ce e foarte bine, pentru că nu-mi place peștele. Simt un miros ușor de tot metalic, ușor de tot, dar predomină pe mine nota sărată și nota dulceagă, vine din urmă, așa să zic, dar nota aia sărată e pregnantă și datorită acestui parfum, cred că ăsta a fost primul sau Dior J'adore Enjoy, nu știu. Astea două, datorită acestor două parfumuri, m-am îndrăgostit eu de nota sărată. Într-adevăr, este un parfum mai dubioșel, nu este pentru toată lumea, este și Mugler și, na, știți că el face parfumuri mai duse pe arătură, dar mie îmi place, pe mine îl simt foarte bine și l-am purtat și vara, în amiaza mare, la temperaturi ridicate și tași din gură și n-am avut nicio problemă cu el, nu mi s-a făcut rău în vreun fel și știți că eu nu prea suport parfumurile foarte calde, foarte puternice vara, pe caniculă. Dar uite că pe ăsta îl suport, n-am treabă cu el și cred că nota aia sărată e cea care îl face mai suportabil pentru mine. Este un parfum de pantaloni scurți, de maiouri, de fustițe, de rochițe, de costum de baie chiar, dacă ne gândim la mare. E un parfum de vacanță, să spunem, așa îmi imaginez eu și îl țin așa ca pe o grenadă ca să nu... Da. Bun, hai să trecem mai departe la ultimul parfum de pe listă și acesta este un parfum pentru tot anul. Mi se pare că se potrivește în orice anotimp, inclusiv vara, și la fel este un parfum mai deosebit, mai greu, să zicem, de confundat cu altceva. Mai ales în peisajul parfumistic din ziua de azi, mi se pare că acest parfum a îndrăznit ceva mai mult și a făcut așa un pas în față și este vorba despre Libre de la Yves Saint Laurent. Și aici lavanda este, ca să spun așa, nota care îl face să iasă din anonimat. Deși nu pot să spun că mă omor după mirosul de lavandă, nu este o notă care să-mi displacă, dar nici nu o caut neapărat ca disperata. Aici îmi place cum se simte, bineînțeles este înconjurată și de alte note, nu se simte doar lavandă și atât. Și în combinație cu vanilia dă foarte bine. Îmi place că fix lavanda asta îi dă acel iz masculin, care mi se pare că face acest parfum să fie altfel față de ultimele parfumuri care au apărut pe piață de, nu știu, un an, doi, trei încoace. Mai mult, dacă miroși parfumul ăsta cu ochii închiși și nu știi ce e, poți spune lejer că este parfum bărbătesc. Nu mă deranjează treaba asta, ba din contră, îmi place, însă am auzit femei care au spus că fix nota asta masculină nu prea așa are locul într-un parfum pentru femei.
na, nu știu ce să zic, eu nu mă blochez în granițe de genul ăsta. Și l-am inclus la categoria parfum pentru tot anul, pentru că parcă nu pot să-i spun, băi, da, e parfum de iarnă, deși are vanilia aia care îl face ceva mai cald, dar totuși nu e chiar îndeajuns de cald pentru iarnă. Are lavanda și niște note așa mai fresh, care îl fac mai proaspăt, bine, nu vă gândiți la light blue sau ceva de genul, e ușor mai proaspăt, care îl fac potrivit pentru vară, pentru serile de vară, să spune. Merge și primăvara, merge și toamna, merge mereu. Deci parfumul ăsta poate fi purtat indiferent de anotimp. Și îmi place mai mult varianta asta originală, apa de parfum care a apărut inițial, decât varianta intens, deși varianta intens are mai mult vanilie și eu iubesc vanilia, însă fix bustul acela de vanilie mi se pare că face ca mirosul să fie puțin mai comun. Se duce cumva în zona aia, spre deosebire de varianta originală, care rămâne mai specială și are note pe care nu le mai întâlnești în 100 alte parfumuri. Da, acesta a fost Libre de la Yves Saint Laurent. Și astea au fost cele 5 parfumuri care au intrat în topul meu pe viață. Dar trebuie să fac un disclaimer și să spun că acest top este valabil acum, la momentul la care filmez clipul. Peste jumătate de an, peste un an, peste nu știu cât timp, se poate schimba topul. Adică, na, mai apar alte parfumuri, poate mă mai reîndrăgostesc sau îndrăgostesc de alte mirosuri, dar la momentul acesta, din ce am eu în colecție, le-am ales pe aceste 5. Însă, sunt foarte luminoasă, pentru că îndată o să vină soarele fix pe mine, așa o să mă lovească pe față, așa că trebuie să mă grăbesc. Însă, n-am putut să mă abțin și am mai ales două parfumuri bonus, da? Să spunem că e 5 plus 2, ca la ofertele din Carrefour, Auchan și alte magazine. Așadar, dacă aș mai putea să adaug două parfumuri în acest top, dacă ar fi așa o derogare de undeva de sus, aș alege următorul, da? Pe locul 6, să spunem, Black Perfecto, La Petite Robe Noir Black Perfecto de la Guerlain. În primul rând pentru sticlă, pentru că nu am cum să refuz așa ceva în colecția mea. În al doilea rând, pentru miros, evident. Deși mie varianta originală La Petite Robe Noir, nu pot să spun că îmi place neapărat, ăsta m-a dat pe spate, m-a lovit așa în creștetul capului și m-a cucerit. Este o vișină, cred că este aici în cireașă, o vișină foarte dark. După cum arată și sticluța, după cum îi spune și numele, este un parfum de iarnă, categoric, nu îl văd purtat acum vara. Și este parfumul meu moody, de geacă de piele, de bocanci, pentru acele momente când vreau să mă simt așa mai rockish, mai rebelă și mă bucur foarte, foarte mult că am avut inspirația să mai iau o sticluță, pentru că parfumul este discontinuat, din păcate. Inițial am luat varianta asta de 30 ml, și după aia am zis, hai să mai iau una mai mare și mi-am luat una de 50, cred. Deci am 80 de mililitri din acest parfum, care sper să mă țină cât mai mult. O să trag de el cât pot. Și ultimul parfum pe listă și al doilea ca bonus, mi-a fost greu să aleg aici, pentru că am avut de ales între două. Am zis că ar trebui neapărat să includ pe lista asta extinsă și un parfum pudrat, care să nu fie insolans, un parfum pudrat care să se ducă în zona asta de ruj cosmetice undeva pe acolo. Pentru că, am zis că în ultima perioadă îmi place foarte, foarte mult nota asta. Și am avut două parfumuri din care să aleg. Unul recent cumpărat, poate l-ați văzut în haul de săptămâna trecută, cred că a apărut. Și este Histoire de Parfum, Moulin Rouge 1889. Și am stat și m-am gândit foarte bine și am zis că hai să merg totuși pe ceva mai versatil, mai portabil și mai ușor de digerat, să-i spun așa. Și am rămas la Narciso Rouge, deși și acesta de la Histoire de Parfum îmi place foarte mult. Însă ăsta este într-adevăr mai ușor de purtat, mai agreabil, mai prietenos cu multă lume.
Acela are ISO acela vintage care te ține ușor la depărtare. Spre deosebire de Moulin Rouge de la Histoire de Parfum, Narciso Rouge este un parfum foarte fin, este un parfum floral, pudrat, are acel miros de cosmetice care mie îmi place foarte mult, miroase a pudră, fix a pudră, cum mirosea pe vremuri acest produs cosmetic și pentru mine este un parfum ușor nostalgic, n-aș putea să spun exact de ce, poate din cauza acelui miros de pudră slash ruj de pe vremuri. Mi se pare un parfum potrivit pentru o mireasă, are tuberoză în compoziție, floare care mie nu-mi place, însă se simte doar la început și după aia se duce nota aceea de tuberoză, din fericire. Are și un miros ușor cremos și este un parfum foarte complex, să știți, care poate să prindă diverse nuanțe în funcție de cum este purtat, de anotimpul în care este purtat și, per total, aș putea spune că este feminitatea într-o sticluță acest parfum. Hai, mama, Andreea și metaforele. Da, și cam asta a fost cu tot cu cele două bonusuri. Trebuie să închei pentru că deja nu prea mai vedeți, jumătate de față este spălată de soare, trebuie să stau așa acasă, nu mă șteargă cu totul. Sper că v-a plăcut acest clip. Bineînțeles, vă aștept în comentarii ca să-mi spuneți care este top 5 parfumuri pe viață pentru voi, la ce parfumuri nu ați renunța niciodată, never, ever, forever. Vă mulțumesc ca de obicei foarte mult pentru vizionare și ne auzim la clipurile viitoare. V-am pupat! Pa!